De salut și am găsit la încă un videoclip. Astăzi vreau să vă arăt cum să puneți muzică pe Euro Truck Simulator 2. Mai bine spus, bine v-am găsit la încă un tutorial. Chiar când am început canalul meu de YouTube, atunci am avut niște tutoriale și mergea super bine, adică și videoclipurile erau o calitate, parcă aveam un PC de 4.000 de lei în puii mei. Și tot cu laptopul ăsta eram, doar că câte am făcut pe el, că virgulă câte. Bun, în primul rând, aveți nevoie de muzică descărcată. Eu am aici o listă cu muzică. Am făcut un CD pentru mașină cu muzică. Bun, tot ce trebuie să faceți, mergeți la muzică. Dacă aveți doar una, dacă vreți să puneți doar una, o selectați pe ea. Așa. Bun. Le selectați pe toate, țineți click stânga apăsat și mergeți în jos. Așa, dați Ctrl-C sau dați click dreapta și dați copy. Acum ce facem? Mergem la documenti, la Euro Truck Simulator 2. Dacă aveți Euro Truck Simulator 2 instalat, trebuie să aveți asta aici. Bun, apoi mergeți la Music, trebuie să aveți folderul Music. Dacă nu-l aveți, vi-l faceți. Dați click dreapta, New, dați folder și scrieți Music. Da, să fac și eu. Așa se scrieți Music, așa, dar că eu o să șterg. Aolea, nu zice că nu mă lasă. Așa, bun. Bun, după ce l-ați copiat, intrați în Music și aici îi dați Ctrl-V sau Paste sau lipire, dacă aveți pe română. Îi dați lipire. Și acum aveți muzică. Acum, când intrați în joc, dați pe, când sunteți la volan, la mașină sau la camion, la camion, la tir, apăsați pe R ca să deschideți meniul radioului și acolo nu dați pe radio, dați pe muzica mea sau nu știu cum scrie, chiar nu mai știu, nu mai țin minte. În fine, o să le găsiți acolo. Deci cam atât a fost, foarte ușor să puneți muzică, orice muzică puteți pune MP3. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți tutoriale, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost David și noi ne vedem data viitoare. O zi bună! Și apropo, vacanță plăcută tuturor care ați terminat școala.